apreciat să impun această întâlnire de astăzi cu dumneavoastră, cum ați vedea, din dorința de a informa cât se poate de corect și de exact cetățenii municipiului Zalău și nu numai, și cei din zonele limitrofe care vor să participe la evenimentul ce se desfășoară așa sub denumirea generică de zilele municipiului Zalău. În această conferință de presă ar vrea să fac câteva precizări legate mai ales de organizarea acestui eveniment. Mai întâi să vă spun de ce suntem în această formulă în fața dumneavoastră. Pentru că în cadrul acestui eveniment Zilele Municipiului Zalău se desfășoară și Festivalul Internațional de Folclor Ecouri Neseșene, Festivalul Internațional care este într-un parteneriat cu Festivalul tot internațional de folclor Somneș Cântece-Bătale. Și de aceea suntem prezenți aici, sau sunt prezent împreună cu domnul director Săuca și cu domnul director Pintea de la Zibor. Eu am să încerc să fac câteva precizări, așa cum am zis la început, legate de desfășurarea, mai ales în punct de vedere a organizării acestor evenimente, Zilele Municipiului Zalău. Iar legat de cele două festivale, Festivalul de Folclor Ecouri Neseșene și Somneș Cântece-Bătale, o să iau pe domnul director să facă prezentări pe care apreciază Neseșene. Zilele Municipiului, împreună cu cele două festivale de care făceam vorbire, se desfășoară în perioada 26-8 2016, orele 8, 28-8 2016, orele 23. Așa cum cunoașteți deja, arealul rezervat acestor manifestări este zona parcării din spatele primăriei, unde va fi montată scena și standul pentru alimentație publică, strada Simeon Poros, unde vor fi sau va fi sectorul cu meșteri populari și comercianți, strada parcului, standul pentru alimentație publică, accesul pietonal, strada Unirii spre hala agroalimentară, acolo acest sector va fi rezervat producătorilor tradițional, iar curtea interioară a CNS-ului, intrarea dinspre piață, va fi rezervată pentru jocuri, pentru copii. Grădina CNS-ului, sigur, va fi evaluată ca destinație în acest eveniment sau pentru acest eveniment, Festivalul Roman. Circulația pe aceste străzi va fi restricționată începând de joi, de mâine, de la orele 17 până în 29-8, orele 6. Iar parcările vor fi blocate de marți, mă refer la cele două parcări din spatele prefecturii, din spatele primăriei, vor fi blocate de marți, au fost deja blocate de martie 23 și ele vor rămâne până se va demonta scena în 30-8. Vreau să fac precizarea că pentru acest eveniment au fost onorate toate solicitările venite din partea comercianților autohtoni, mă refer la cei din Zalău și la cei din județul Sălaj, iar spațiul care a mai rămas disponibil în urma acestor solicitări a fost ofertat, sigur, și a fost dat spre pliere unor comercianți care vin din afara județului de vreo până 10 ori. Vreau să vă informez de asemenea că s-a întâlnit Comisia de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice în Municipiul Zalău, comisie din care, în a cărei componență intră primarul municipiului, secretarul municipiului Zalău, poliția municipiului Zalău, inspectoratul de jandarmi și poliția locală, și a avizat favorabil organizarea acestui eveniment sau acestor evenimente în următoarele condiții.
Blocarea circulației rutiere, începând de joi 25 august, ora 17, pe strada Simeon Oros, pe segmentul de drum de la Inspectoratul Școlar și până la intersecția strada Parcului. Blocarea parcărilor, începând de ieri, ora 19, avizul se referă la parcarea din spatele primăriei, inclusiv parcarea despre direcția de poștă și Agenția de Protecție a Mediului. Blocarea parcărilor joi 25 august, ora 19, în zona Inspectoratului Școlar, e vorba de parcarea din fața alea monumentale. Tot în acest aviz am avizat și activitățile de defuire sau de demontare a corturilor și a scenei și a logisticii de care este nevoie pentru organizarea acestui eveniment. Așa că vă informez că eliberarea zonei se va face începând cu 28 august, ora 24, curățenie începând cu data de 29 august, începând cu ora 3 dimineața. Scena se va demonta până marți 30 august, orele 18. Redeschiderea circulației pe tronsoanele pe care, sau pe bucățile de străzi pe care a fost restricționată, se va face începând cu data de 29 august, ora 6 dimineața. Este important să fac următoarea precizare. Sâmbătă și duminică sunt programate 18 sau 20, între 18 și 20 de cununii. Sigur, evenimentul respectiv sau se va întâmpla în incinta primăriei, în sala Coglinzilor, așa cum este cunoscută de către populația din Zadău. Și am avut în vedere și acest aspect, pentru că așa cum știți, ăsta e obiceiul la căsătoria civilă și nu numai, mirii vin însoțiți de prieteni, de familie, cu mașini și care trebuie să parcheze undeva aceste mașini pe care are o oficială de la căsătorie. În acest sens, oferim și am informat pe fiecare dintre perechile care au comunia civilă sâmbătă și duminică, că cei care însoțesc la cununie au posibilitatea să-și parcheze mașinile aici, în stația de taxi, din piața Iluminatiu, în fața clădirii Transilvania, între orele 11 și 18, de ce? Pentru că între aceste ore au loc cununiile, ele sunt programate pe ore, stația de taxi fiind mutată provizoriu în parcarea de lângă altă casă parcă, în acest interval orar. De asemenea, comisia de avizare a celor de organizare a adunărilor publice a avizat accesul cu motociclete de platou pe platou de Magură în data de 27 august, în ore 13-14. Acolo am avut o solicitare din partea unei structuri care zic numul motocicliștilor și o să fie 40-50 de motocicliști care o să-și expună spre deliciul celor care sunt interesați de acest sport motoarele să poată fi văzute de către cei interesați de sigur. La toate aceste evenimente, primăria asigură sau a avut în grijă să asigure asistență medicală pe toate desfășurarea evenimentelor, iar lucrurile pe care le-am menționat sunt repartizate ca responsabilități pe colegii mei din primărie, de la poliția locală a municipiului Zadău, astfel încât lucrurile sper și cred că se vor desfășura cât mai bine cu putință. În cadrul acestui eveniment de care vorbeam, în afară
de muzică ușoară și muzică populară, au loc și alte tipuri de activități pe care aș vrea să le menționez în această întâlnire cu dumneavoastră. Acțiuni ale pensionarilor, unde primăria o să ofere premii câștigătorilor unor concursuri de table și șah. Aceste acțiuni sunt organizate sub coordonarea Direcției de Asistență Socială, în cadrul primăriei, împreună cu domnul Ivașcău, reprezentantul acestei categorii sociale. Concursurile au început mâine, pe la ora 18, sunt programate premierile de rigoare, sigur, a celor care câștigă concursurile respective. Primăria a alocat pentru aceste acționari pensionarilor 820 de lei. De fapt, asta a fost solicitarea lor, în afară de apă și cafea care a fost nevoie sau de care ei au nevoie pentru desfășurarea evenimentelor respective. Acțiuni sportive. 24.500 de lei este suma pe care primăria o cheltuie cu aceste acțiuni sportive. Ce înseamnă această sumă? Înseamnă confecționarea de cupe, tricou și premii celor care câștigă aceste tipuri de concursuri organizate sub denumirea generică de acțiuni sportive.